Duminică 11 iunie, în localitatea Arbore, a avut loc o nouă ediție a festivalului Floare de Salcâm. Spectacolul a fost deschis de ansamblul folcloric Luca Arbure din localitate. Toată perioada spectacolului, avem un spectacol de 4 ori jumate. Sper să vă distrați. La eveniment a participat și președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, dar și numeroși primari și viceprimari din zonă. Toată inima vă salută. Mulțumesc, domnul primar, că ne-au atât și Consiliul Local pentru invitația de astăzi la sărbătoria Salcâmului, la 25-a ediție. Ce faceți pentru această comună? Pentru sărbătoria de astăzi și pentru implementarea proiectelor care le-am făcut până acum și care sunt convins că le veți implementa foarte bine de cele care veți primi. Dumneavoastră știți mai bine ca mine ce ați construit. Noi vă asigurăm atât de sprijinul organizației, cât și pe-a meu personal. Între invitații din acest an s-au mai numărat ansamblul folcloric Stăjerelul din Cajvana, ansamblul folcloric Codrișor din Dornești și formația de jocuri populare Trilișești din Iaslovăț. În a doua parte a evenimentului au susținut recitaluri și interpreții de muzică populară Marius Zgâianu și Nicoleta Cojocaru. Primărul om frușă a spus că mă ajută el. Este pământ destul, dar mi-mi dă ceva mai bun. Odată de lui pupa, semnătură el mi-a dat. Și altceva dacă mai și mi-a dat și voi pofti. La final a avut loc un recital extraordinar susținut de Fuego. Am venit cu mare bucurie și sunt fericit că sunt pe aceste meleaguri, poate cele mai frumoase din România. Când vorbești de Bucovina și de Moldova, în special de Bucovina, vorbești de țara de nord, țara din partea de nord a țării, o țară sfântă unde oamenii sunt extrem de frumoși, de generoși, de primitori și pentru asta eu vă mulțumesc din suflet. Viață trece, totu-i trecător. Viața trece și-mi este dor. Mi-e dor de casa, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Festivalul Floare de Salcâm a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local Arbore. Primarul Dan Tiperciuc a anunțat că anul acesta vor mai avea loc și alte manifestări culturale în comună. Nu este singura manifestare, va fi o manifestare pe 15 august în Clit, sărbătorim ziua satului Clit. Prima ediție a fost anul trecut, iar pe data de 30 și 31 august vom sărbători zilele localității Arbore. Îi așteptăm cu drag, vor fi nume sonore, vor fi interpreți foarte cunoscuți și aștept cu drag să vină în perioada respectivă.